Visele sunt prezente în somnul tuturor persoanelor și au multiple proprietăți benefice care sunt continuu analizate de către specialiști, contribuind la refacerea cerebrală și la pregătirea subiecților pentru anumite situații potențiale. Sau așa cum Sigmund Freud spunea, omul are nevoie de vise pentru a suporta realitatea. Probabil că vi s-a întâmplat până acum să vă treziți având în minte întregul vis, însă odată cu prima activitate care v-a atras atenția, ați uitat complet despre ce era vorba. Acest lucru este specific viselor, de fapt 90% din vise sunt uitate după doar 10 minute de la trezire. Pe lângă visele tipice de care toți avem parte, precum plimbările, situații din viața de zi cu zi, situații din trecut sau din viitor, un număr considerabil de oameni au raportat prezența unui individ în visele lor. Denumit simplu omul, această siluetă a fost pentru prima dată schițată în 2006 de către un psihiatru care, cu ajutorul descrierii unui pacient, a reușit să identifice persoana care bântuie visele a mii de alte persoane. Întâmplarea a făcut că, după ce pacienta psihiatră i-a descris trăsăturile bărbatului care îi bântuia visele, un alt pacient a confirmat prezența acestuia și în visele sale. Încercând să afle mai multe despre acest personaj misterios, psihiatra a trimis schița și altor 4 colegi care se ocupau de persoane care sufereau de vise repetitive. După ce psihiatrii le-au prezentat poza pacienților, 4 dintre aceștia au recunoscut silueta. Practic, așa a luat naștere povestea omului pe care toată lumea îl visează. De aici înainte, lucrurile au luat amploare ușor. Schița a ajuns din ce în ce mai cunoscută și multe alte persoane l-au recunoscut pe bărbat drept personajul care le bântuie visele. Încetul cu încetul, tot mai multe persoane au confirmat prezența acestui om misterios în visele lor, persoane răspândite în diferite colțuri ale lumii. Deși aflat în visele multor persoane, este greu să aflăm care sunt intențiile acestuia, întrucât majoritatea viselor în care omul este prezent au un curs diferit. El a fost surprins în ipostaza de atacator, urmăritor, prieten, sfătuitor și chiar și în contexte intime cu persoanele cărora le-a invadat visele. Practic, există 2 tipuri de oameni, cei care l-au visat și au avut de-a face cu un bărbat agresiv care voia să producă rău, și cei care l-au întâlnit pe același bărbat, însă cu gânduri pașnice și prietenoase, care era acolo pentru a-i ajuta în rezolvarea diferitelor probleme. Tot ce putem analiza sunt faptele descrise de victime, întrucât până acum cazurile în care acesta și-a folosit vocea au fost foarte rare și acest lucru s-a întâmplat evident în limba natală a celui care l-a visat. Mărturiile persoanelor care au întâlnit acest caracter în vise sunt diverse, iar contextul apariției este în mare parte diferit. În 2014, o persoană din Atlanta, Georgia, și-a descris experiența avută cu omul. Eram în camera mea și am auzit țipete înăbușite venind din camera părinților mei. Am auzit cum lucrurile erau târâte în holul din afara camerei mele și ușa a început să se deschidă încet. Omul mergea în camera mea în timp ce îmi trăgea amândoi părinții în spatele lui. I-a proptit încet de perete în timp ce amândoi mă priveau. A scris ceva cu sânge pe peretele meu și s-a uitat înapoi la mine. Era prea întuneric ca să văd, așa că mi-am încetinit respirația și am încercat să mă prefac că dorm. După un timp, ochii mi s-au adaptat încet la întuneric și am putut vedea scrisul de pe perete: "Știu că ești treaz." O altă istorisire cu acest caracter, de data aceasta pozitivă, sună cam așa. Prima dată când l-am visat pe acest bărbat, aveam probleme la muncă. Am avut un vis în care eram rătăcit într-un mall uriaș și părăsit. Dintr-o dată s-a ivit acest om și am rupt-o la fugă. El m-a urmărit timp de o oră până când m-a încolțit lângă un zid de la departamentul pentru copii al supermarketului. Mi-a zâmbit și mi-a arătat calea către ieșirea dinspre casele de marcat, apoi m-am trezit. Din acea noapte, acest bărbat a apărut în toate visele mele și m-a îndrumat mereu cum să ies din vis, să mă trezesc. Totuși, există și teorii care își propun să dezvăluie scopul omului și să găsească legături între cei care îl întâlnesc.
Teoriile despre scopurile și originile acestui om sunt diverse. Unii spun că apariția sa în vise ar fi o adevărată binecuvântare, întrucât caracterul are o origine divină. Pe de altă parte, alte teorii susțin că omul provine dintr-o imitare a viselor, un fenomen ce se produce întâmplător. Probabil ați auzit de această teorie și înainte de a afla că prezența omului în visele oamenilor poate fi o cauză a acesteia. Această teorie spune că persoanele care ne apar în vis sunt întâlnite anterior de noi fără să luăm contact cu ele. Mai pe scurt, este posibil ca după ce așteptăm metroul și ne aruncăm privirea în mulțimea de oameni, să visăm multe dintre fețele văzute acolo. Această teorie pare a fi o explicație a apariției omului în vise. Fața acestuia este interpretată în stare de veghe drept o față pe care nu am putut să o identificăm clar în timpul zilei. Astfel, trăsăturile destul de inexpresive ale omului pot fi rodul unei interpretări greșite. Această teorie ceva mai ambițioasă îl pune pe acest bărbat în poziția creatorului sau a trimișilor acestuia. În unele vise, omul oferă indicații prin care persoanele în cauză pot ieși din vis. Astfel, acest fapt susține teoria conform căreia sfaturile oferite de el sunt prețioase și trebuie folosite, fiind oferite însăși de creatorul nostru. Această teorie, care pare a fi scoasă din filmul Inception, spune că acest om misterios posedă niște abilități nemai întâlnite până acum. Cu ajutorul abilităților sale, el intră în visele anumitor oameni pentru a îndeplini diverse scopuri. Pe cât de interesantă pare această teorie, pe atât de improbabilă este. Totuși, susținătorii ei sunt împărțiți în mai multe tabere. Unii cred că înfățișarea omului este identică cu cea din realitate. Alții cred că acesta are o înfățișare diferită radical în realitate, iar o ultimă tabără crede că în spatele acestei infiltrări stă o adevărată rețea, o mafie care își îndeplinește interesele folosindu-se de această metodă nemai întâlnită. Destul de simplă și totuși în contradicție cu contextul apariției, această teorie susține că apariția omului în vise este dată de impactul pe care îl are povestea lui asupra oamenilor. Mai exact, persoanele impresionate de acest caracter îl vor visa prin imitare. Prezența omului este un mister foarte interesant. Specialiștii în această situație spun că acesta ar fi fost prezent în visele oamenilor cu mult înainte să îi se creioneze un profil. Pe lângă asta, sunt raportate multe cazuri în care chiar copiii îl visează pe acest personaj misterios. Ce este cert este faptul că pentru anumite persoane, efectele apariției în vise ale omului au fost nefaste, variind de la anxietate până la suicid în funcție de felul în care acesta se juca cu mintea victimei, iar pentru alții apariția omului în visele lor a fost binevenită. Stai că trebuie să verific ceva la script. Mare minune de nu-l visăm noi pe ăsta după ce... Stau bine aici, mă? Uită-te la monitor, e încadrat ok? Visele sunt prezente... Nu vrea să ies. Trecem la concluzie. Îl editezi tu pe ăsta? Să ai tu coșmaruri cu el, nu eu. Mai tragem o dublă?